Pentru Zodia Fecioară, săptămâna 10-16 aprilie 2023 aduce în primul rând dorința de a cunoaște, de a avea relații, relații legate călătorii momente favorabile pentru a comunica, pentru acțiuni curajoase, pentru a vă dedica unor lucruri care vă fac plăcere. Relațiile uh, voastre sunt uh, plăcute, vă antrenează. În 11 aprilie schimbările, transformările sunt mai ales favorabile pentru stări de optimism, de generozitate, de deschidere către cunoaștere. Relațiile sunt pasionale. Venus în gemene aduce aspecte bune în carieră. Este vorba de o trigonocrație care aduce dorința de a lega noi prietenii, de a folosi informațiile, relații multiple, duplicitare, bazate pe schimbul de informații. Există pur și simplu comunicare, dar comunicare fără emoții, Relațiile sunt mai stabile când sunt bazate pe intelect, bazate pe gândire și sunt momente utile în uh, zona contractelor, în zona transmiterii de informație. Aici se poziționează majoritatea uh, relațiilor.